credeți că este moderatorul acestei seri minunate? Trebuie să fie cineva energic. Ceaușescu. Un debit verbal ieșit din comun. Cine trec? O prezent foarte agitat. Doamnelor și domnilor, cel mai prezent și mai activ președinte din ultimii ani, domnul Iohannis! Klaus Werner Iohannis. Tu știi numele complet? Ești pregătit să cedezi rolul de domnul președinte al cuiva? Sau... Nu. Nu sunt pregătit, doamna. Dar... E ce-o fi. Sper să nu fiu anchetat după. Pentru că nu mai am imunitate. Bună ziua, dragi! Acum voi. Români! Români era, da. Ai. Știu discursul, că e unul, da? Președinte, am vrea să vă întrebăm, deși întrebarea n-are niciun rost, aveți ceva emoții? Niciodată am avut emoții între doi oameni atât de puternici. Doi oameni care pare că reprezintă serviciul de antipază și protecție. Domnul Popa, pe cine ați adus, domnule, aici? Păi ne bate în joc. Chiar așa aduce oricine. Vorbesc moștele. Haideți să... Văd că deja a început această dezbatere, așa că noi ne retragem. Vă urăm mult succes. Dacă aveți nevoie de noi, antipaza, să știți că suntem departe. Mulțumesc mult, domnule Mircea Badea. Mult succes! Dați drumul la câini! Au! Primul lucru pe care l-ai face dacă ai fi pentru o zi la mijloace. Mult rău. M-aș... Prima chestie. Da, tot acolo mă duc. Acolo mă duc, nu mă interesează. Vreau să... Da, am colon iritabil. Și se enervează colonul. Mă duc. Mi-ar plăcea să văd baia în care au stat pe telefon toți oamenii plătiți din... Tot acolo te duci, da, mă, tot acolo mă duc. Și vreau să văd și eu cum dracu-i baia prins, cât de jmecher. Ar trebui să fie cea mai jmecheră baie din țară. Tu îți dai seama? Ca de la președinte la viitor președinte, primul om al țării este pregătit să deschidă dezbaterea finală și să ofere câteva sfaturi prețioase candidaților. Doamnelor și domnilor, mandatul meu e pe final, așa că e momentul adevărului. Astăzi e o zi de maximă importanță, zi pe care toată România o așteaptă. În sfârșit, după atâția ani de așteptare, vine mașina cea nouă. Știu că vă bucurați pentru mine. Da, orice om îi trebuie o mașină nouă. Iurico, tu să vorbești pe mandatul tău. Da, orice om... De arestare. Orice om, domnule Klaus, are o stare când mai bună, când mai rea. Iurica, gura că te dau la Dragnea. Am ajuns să râd la glumele lui Iohannis. Bine că sunt mort deja, că altfel muream azi. Condus România cu mână de fier. Motiv pentru care am fost poreclit Robocop. Primii 4 ani am lucrat la România lucrului bine făcut. Iar următorii 4 ani am lucrat la România educată. Cu excepția acestor două obiective, eu zic că mi-a ieșit tot. Am fost acuzat că vorbesc prea puțin. Eu prefer să tac și să fac. M-a fiot adevărat, ce să zic. Plus că e pe interior, Budeanu. Am condus România... Am condus România în modul cel mai bun cu putință. O să dau cuvântul imediat și candidaților. Dar până atunci aș vrea să am eu o mică cuvântare. Politicienii mă adoră. Până termin eu ceva de spus, se prescriu faptele lor. Mi-a plăcut foarte mult să fiu la Cotroceni. Politica de partid e ca o căsnicie. La început, ești fidel, nu te uiți după altele, iar la final, te prinde în pat cu PSD-ul, din păcate.
Vreau să-ți mulțumesc acum, țara mea, pentru că nu m-ai luat la palme atunci când am zis în fața bolii, ori ești precaut, ori ești prost. Greșit când am spus asta. Niciun caz nu cred că românii sunt precauți. Doamne, iartă-mă, te rog, dar pe lângă discursul ăsta, iadul pare doar un city break. Astăzi, aici, avea loc dezbaterea care vom vedea ce v-au pregătit candidații care aspiră la locul meu. O începe cu Viorica Dăncilă. Mereu a vrut să ajungă în vârful politicii, dar nu are șanse nici cu alpiniștii, din păcate. Râde cel care râde la urmă, domnul Klaus Iohannis. Doamna, vă rog frumos, nu mă mai întrerupeți. Începând cu Joana, care a fost surprins în vizită la Vântu, continuând cu Ponta, care a fost surprins în vizită la domnul Dragnea, și terminând cu Viorica, care a fost surprinsă mai mereu. Oare am lăsat fierul de călcat în priză? Da, Viorico, e în priză, fuge acasă. Avem pe Dana Budeanu, femeie frumoasă, cu limba ascuțită. Bărbații care au cunoscut-o pe doamna Budeanu spun că atunci când te sărută, pare că îți face un piercing. Ia uite, bă, tata, am început să aplau la Iohannis. Concentrează-te, chelule, concentrează-te. Dana, nu spun că e slabă, dar am dat niște poze cu tine la ONU și ne-au trimis ajutoare. Din păcate, n-au trimis ajutorul de care aveai tu nevoie. L-avem candidat pe Gică Hagi, omul care a spus nu furtului, lenei și limbii române. Gică este un om de care avem nevoie în această perioadă. E nevoie de un om ca el care să-mi continue munca și eforturile în sprijinirea muncii și eforturilor. Pauza, acum încep să-mi dau seama ce de c*** stau eu pe scurt. Aici printre noi este și Vadim Tudor. Nu știu cum a făcut să fie aici, dar dacă încă și Ilescu e printre noi, orice pare normal. Marian, nu mai veni! Stai acolo! Până mâine nu terminăm! Aceștia sunt candidații noștri. Bineînțeles, l-am omis pe domnul Țancă Uraganu, omul care pune punct acolo unde ar trebui să fie o cratimă. Și totuși eu nu am fier de călcat, dar am priză. O fi lăsat priza în priză? Sper să alegeți răul cel mai mic. Era mai simplu dacă era aici Adi Minune. Eu, ca să închei acest discurs așa cum am început, am făcut ce am putut. Poate am mai luat câte o palmă de la Europa, dar în schimb am și primit.